Bună dimineața, Andra, bună dimineața, Daniel. Foarte tentante invitațiile voastre la operă, la promenada operei și la festivalul George Enescu. Sper să vă placă la fel de mult și invitația mea de astăzi. Invitația de a redescoperi Bucovina prin ochii lui Pascal Garnier. Un francez stabilit la Putna, în județul Suceava, în Bucovina, în urmă cu 16 ani. Pascal este un adevărat ambasador al zonei, împreună cu mai mulți voluntari. El a demarat un proiect de strămutarea unei căsuțe vechi, o căsuță arhaică, o căsuță de peste 130 de ani, care în momentul de față este un punct de reper în traseul turiștilor. Pascal consideră că sunt câteva zeci de astfel de locuințe arhaice care merită să fie salvate și încearcă să-i convingă pe proprietari să nu le dărâme, să nu le abandoneze, ci să păstreze farmecul autentic al Bucovinei. Pascal Garnier a vizitat Bucovina în 1998 și s-a îndrăgostit de frumusețea locului, astfel că în 2005 s-a mutat definitiv la Putna. E pasionat de casele tradiționale vechi de peste 100 de ani, care poartă amprenta timpului și a oamenilor de atunci. În urmă cu 3 ani, Pascal, ajutat de un grup de voluntari, a început renovarea unei locuințe care a devenit punct de atracție pentru sute de vizitatori. Ultima doamnă care a trăit în casa respectivă se cheamă doamna Veronica Noițoaie. Ea și-a dorit foarte mult atunci când au venit studenți de la universitate pentru a face un recizament cu casele interesante din Bucovina. Chiar le-a spus că asta ar fi dorința ei, să fie salvată casă, după ce ea nu va mai fi. Casa nu e gata, însă, chiar și așa, aduce informații valoroase despre tradiții și tehnici de construcție de pe vremuri. Șantierul în sine este, de fapt, un loc care se poate vizita și unde pot participa voluntar. Am organizat mai multe evenimente clutch, cum se spune cu vorba populară, unde au participat în total în jur de 80 de voluntari, care ne-au ajutat direct, dar și oameni care au venit și au văzut fiecare etapă. Sunt zeci de case tradiționale în Putna care merită refăcute, însă procesul e anevoios și începe prin a convinge proprietarii de importanța lor turistică. Mulți localnici care au muncit în străinătate pun accent pe confort și nu pe tradiție, astfel că locuințele vechi riscă să fie dărâmate. Un arhitect din Iași a realizat mai multe planuri cu recomandări pentru refacerea caselor și încadrarea acestora în peisaj. Planurile pot fi folosite gratuit de cei interesați. Cei care au moștenit, tendința este sigur normală, firească, de a se moderniza. Ce înseamnă modernizare? A o demola, a scăpa de ea și a face una modernă. Pascal e și ghid turistic și aduce anual în țara noastră sute de francezi. Îi cazează în mici pensiuni și le arată cât de frumoasă e România rurală.